Vreți să vedeți un telefon cu adevărat deosebit? KT60 are în dotare o cameră termică, poate încasa căzături de la aproape 2 metri înălțime și se poate scufunda în apă până la 5 metri adâncime. În ziua de astăzi, toate telefoanele seamănă cu toate celelalte. Vine cineva cu o noutate, ea este imediat replicată pe toate modelele din piață. Nu spun că este un lucru rău, doar că dacă îți dorești un telefon cu care să ieși în față, să te deosebești, trebuie să cauți în segmentele de nișă. S60 este gros și greu într-o lume în care subțire și ușor sunt cuvintele de ordine. Camera termică este un feature super mișto, dar utilă doar pentru cei care chiar au nevoie de ea, constructori, pompieri sau salvatori montani. Oricum, tot designul acestui telefon este cu adevărat industrial, robust și original, poate chiar cu un ușor accent steampunk, rotunjit, dar cu tot felul de protuberanțe. Are un buton roșu dedicat pentru SOS, un alt buton portocaliu căruia îi poți atribui orice funcție, un power zimțat, probabil pentru a nu-ți aluneca degetul pe el și pentru a-l deosebi de celelalte, capace ce etanșează mufa pentru căști și USB-ul de alimentare și în final un switch fizic ce acoperă difuzoarele în funcție de adâncimea de 2 sau 5 metri la care este scufundat telefonul. La un preț pe EMAG în jur de 2500 de lei, nu este un telefon tocmai ieftin, dar ceea ce trage la preț este tocmai această cameră termică de la FLIR de pe spatele telefonului, care îți permite să măsori temperatura obiectelor din jur. Un fel de Predator Vision poziționat deasupra camerei normale de 13 megapixeli. Tot pe spate are unul dintre cele mai interesante sisteme de sloturi pentru card, microSD și SIM pe care eu le-am văzut. Deschizi un capac și le inserezi cu minim de efort. Revenind la camera termică, aceasta este un FLIR One cu 9 filtre, cu care poți face poze și clipuri video. Poți să vezi cât de fierbinte este mâncarea, dar nu știu dacă merită să dai atâția bani doar pentru asta. Dacă ești pompier însă, poate că într-o zi îți va salva viața. Camera clasică principală de pe spate este una decentă, de 13 megapixeli, cu filmare Full HD, iar cea secundară de pe față are 5 megapixeli și poate fi considerată suficientă pentru un apel video în condiții bune. Mai avem un ecran de 4,7 inci 720p protejat de o sticlă Corning Gorilla Glass 4. Destul de mic ecranul pentru cât de mare este telefonul, dar să ținem cont de câteva aspecte. Telefonul a fost anunțat în februarie 2016, deci în februarie anul viitor va face 2 ani. De altfel, la începutul lui martie 2018 este așteptat S61, succesorul acestui model, care cu siguranță va veni cu specificații îmbunătățite. Și motorizarea începe să-și arate un pic vârsta, dar în niciun caz într-atât încât să se traducă prin lag la utilizare. Un Snapdragon 617 cu 3 GB de RAM și 32 de GB stocare. Aceste din urmă specificații sunt ok. În ceea ce privește procesorul, cred că se putea mai bine, mai ales pentru un vârf de gamă cum era acesta la momentul apariției. Dar probabil că asta ar fi tras prețul și mai sus. Bateria are 3800 de mAh și nu poate fi înlocuită. Este suficientă însă pentru această configurație, adică te ține fără probleme 2 zile de utilizare medie și oricum se încarcă destul de repede având Quick Charge 2.0. Sistemul de operare este Android 6, nu a fost upgradat la Android 7 și nici nu îmi fac speranțe cum că vom vedea un update la Android 8. Măcar acest OS a fost păstrat într-o variantă destul de apropiată de cea de bază, fără briz-brizuri și add-on-uri inutile. Asta este problema cu telefoanele de nișă. Optimizarea lor pe o anumită iterație a unui sistem de operare face dificil update-ul la o versiune superioară a acestuia. Acum, pentru cine are nevoie de un astfel de telefon, antișoc, antiacvatic, rezistent la praf și la condiții vitrege în general, la un nivel mult peste cel obișnuit, de fapt este certificat 810G pe standard militar, S60 este o variantă de luat în calcul. În plus, mai vine și cu această cameră termică, excepțională pentru anumite categorii profesionale. Uitați-vă doar cât costă separat un asemenea dispozitiv și vă veți da seama că S60 este o contraofertă bună. Merită banii! Dacă faci parte din categoriile profesionale povestite mai înainte, practici sporturi extreme sau ai activitate multă outdoor, da, categoric. Chiar și în condițiile în care peste câteva luni va apărea un nou model. Acesta va fi clar mai scump, este normal să fie așa,
iar S60 încă se ține bine la partea de usability și specificații. Aceasta a fost părerea noastră. Opiniile voastre sunt așteptate în secțiunea de comentarii, care este deschisă. De fapt, ea nu va fi niciodată închisă sau restricționată. Simțiți-vă liberi să ne împărtășiți punctul vostru de vedere și vom încerca pe cât posibil să răspundem tuturor întrebărilor și sugestiilor. Dacă nu sunteți încă subscriberi pe acest canal, vă așteptăm pe toți cu drag în comunitatea zonei. Pa!